Pentru toți cei care mă ascultă, am o vorbă să vă zic. Astăzi o să vă dau 3 obiceiuri pe care le folosesc eu și care cred că mă ajută în viața de zi cu zi. Și încă 2 obiceiuri pe care aș vrea să le implementez în anul acesta. Salut! Eu sunt Mirel și bine ai venit la încă un episod din Motherfucker Be Creative. Stau așa jos în scaun ca să intru în cadru frumos. M-am întors în locul în care filmam videoclipurile de la Sex and Sneakers înainte să mă mut de aici, care acum a devenit camera fratelui meu mai mic, dacă erați curioși despre asta. Hai să-i dăm drumul la cele 3 obiceiuri pe care le practic și care sper să mă facă un om mai fericit și mai împlinit și mai bun și mai de succes. Primul este dușul rece, pe care îl fac aproape în fiecare dimineață, pentru că îmi place să-mi încep ziua cu ceva dificil, pe care mi-l propun singur și nu trebuie să-l fac, adică nu depinde ziua mea de asta, dar simplu fapt că mă ridic din pat și mă duc și fac un duș pe cât de rece posibil, mă ajută cu gândirea, să fiu mai focusat, mai determinat și să nu mi se mai pară nimic dificil sau imposibil de făcut în ziua respectivă. A doua e breathing techniques, adică fac metoda Wim Hof, prin care sunt niște metode de respirație, să le zic așa, care mă ajută să stau mai focusat, cred eu, și să mă relaxez când am nevoie, o practic timp de 10 minute minim pe zi. Și al treilea habit este mersul la sală sau făcutul de exerciții fizice, pentru că, again, clears my brain, mă ajută și cu mobilitate, energie, toate chestiile de genul ăsta. Asta merge mână-mână cu obiceiul sănătos, pentru că momentan sunt la dieta și încerc să mănânc pe cât de sănătos posibil. Și da, mă ajută foarte mult în gândire, în focusare, în concentrare și îmi permite și să fac mai multă treabă. Și acum am zis că am 2 obiceiuri pe care vreau să le implementez anul ăsta, dar hai să facem 3. Unul ar fi să mă culc mai devreme, pentru că momentan am început să mă culc în jur de ora 1. Și aș vrea să reduc asta pe la 11, dacă s-ar putea, ar fi absolut minunat, pentru că atunci se regenerează ceva chestii în creier, te recuperezi mai repede în all that good stuff, nu știu exact, trebuie să mă interesez care e schema cu dormitul mai repede, dar știu sigur că e tare, e bine, e ce trebuie. Al doilea habit pe care aș vrea să-l implementez este meditația. O fac, dar nu constant, aș vrea să fac în fiecare zi măcar timp de 10 minute, pentru că, again, ajută, e minunată, e foarte tare, dar tot găsesc scuze să nu o fac. Al treilea habit pe care aș vrea să-l implementez anul ăsta ar fi să încerc să-mi fac pe cât de posibil un program fix, să zic așa, cu ore în care să am free time sau work time sau chestii de genul, pentru că în modul ăsta aș putea să mă focusez mult, mult mai mult pe ce am de făcut și în același timp, partea mai importantă e că aș putea să mă relaxez mai mult, pentru că știu că there's no work in the free time, să zic așa. Și încă un habit pe care vreau să-l dau ca bonus, pe care îl fac și am observat că mi îmbunătățește mood-ul și starea de spirit, care e exact același cuvânt, mai multe cuvinte pentru mood, e journaling. Am început de vreo o lună să-mi scriu în fiecare zi, seara, hei, dragă, jurnalule, și cum mi-a fost ziua. Mă ajută să mi eliberez creierul de orice s-a întâmplat bine sau rău și să-l las acolo ca să pot să încep ziua nouă cu o pagină nouă, atât în jurnal cât și în creier. Deci da, mulțumesc că m-ați urmărit. E weekend, e light. Mâine sper să fac un video extraordinar, dar astăzi am vrut să fac ceva așa de la mine către voi. Poate preluați voi un habit de genul și urmează să vă ajute sau ceva. Chiar mi-ar plăcea să-mi scrieți dacă s-a întâmplat asta. Sper că anul ăsta e la final de prima lună și de-aia mi-a dat trigger cu wow, ce-am făcut până acum, ce mai vreau să fac. Sper că anul ăsta să fie și mai benefic pentru voi și să faceți mai multe lucruri și asta se poate face, cred eu, doar cu ajutorul unor habits bune, sănătoase, care vă încurajează în fiecare zi, în mod indirect. Și vă las, weekend plăcut, cât mai e din el, și ne vedem mâine. Ciao!